Uite, mai ții minte ce ți-am zis că aș vrea să încerc pentru prima oară în sfârșit? Nu. Să mă? Să te cațe? Exact. Și unde te și cațeri? Pentru că nu îndrăznesc să mă duc direct pe munte să mă cațăr, voi profita să fac asta la festival, unde, uite, vezi acolo? Bucățica aia? Foarte înaltă. Foarte înaltă, care se construiește acum. Eu nu o să mă cațăr cu tine, că mi-e frică de înălțimi. Da, stai puțin că vine Anca și ne explică exact pentru cine și pentru ce e făcută. Ea știe tot ce se întâmplă pe partea asta de adventures. Cred că ar trebui să le spunem și prietenilor noștri cine e Anca. Anca Dinu este prietena noastră și cea care a fost alături de creatorul acestui festival de la început și știe toate detaliile, așa că hai să o chemăm. Anca! Anca! Hai să ne povestești. Uite, tu ești echipată, gata. Ce e acolo în spate? Ce e acolo? Păi acolo este un turn, este Adventure Tower-ul, așa, numim noi. Așa. Practic te cațeri pe niște trasee multe, multe de, și diverse pentru toate vârstele. Adică inclusiv de pentru începători? Da, fie. Fie, acolo da, un pic. Așa. Și pentru cei cărora le e frică de înălțime, pot să nu se urce până sus? Da, poți să nu te urci până sus. Deci, te-a sfătuit să te urci până sus, pentru că acolo sus o să fie și o terasă de aia super panoramică. O, da, o da, terasă? Da, o chestie de aia okay, super. Adică muncă și da, după aia sus relaxare. Și sus să vrezi un cocktail, așa, așa și ce mai avem acolo, pe partea de adventures? Păi, practic, noi plecăm de sus, ne ducem cu tiroliana, o tiroliană lungă și extrem de... Da, e aventuroasă, să-i spunem, da, aventuroasă. Sau poți să mergi cu telescaunul. Avem și varianta cu telescaunul să facem legătura pentru oamenii mai cine, da, așa? Da. Sau poți să cobori și niște boburi gravitaționale. Avem niște piste de bob gravitaționale. Deci pentru toți adolescenții și tinerii care se gândesc că un festival de familie înseamnă doar locuri pentru copii mici, aveți așa, o tiroliană foarte curajoasă, un circuit de bob gravitațional nebun, și cea mai mare construcție de cățărări din România, care va fi gata și care vă așteaptă să simțiți adrenalina la propriu. Exact. Eu sunt Zuli, eu sunt...